Gala Oscar din 2021 ar putea fi amenată din cauza pandemiei de coronavirus. Cea de-a 93-a ediție a Galei Premiilor Oscar ar putea fi amenată pe fondul incertitudinii provocate de pandemia de coronavirus. Evenimentul ar fi trebuit să aibă loc în februarie 2021, însă în actualul context această dată este pusă sub semnul întrebării. Academia Americană de Film ar putea reprograma gala Oscar de anul viitor. Potrivit unor surse ale publicației Variety, data anunțată inițial 2021 va suferi modificări. Momentan nu a fost stabilită o altă dată, a specificat aceeași sursă, în vreme ce o alta susține că data difuzării galei nu a fost modificată în programul ABC. Aceste discuții pe tema reprogramării galei Oscar vin pe fondul incertitudinii evoluției pandemiei de coronavirus. Evenimentul ar fi trebuit să aibă loc în Los Angeles, în vreme ce în Statele Unite numărul de cazuri de COVID-19 a depășit pragul de 1,5 milioane în fiecare zi, fiind depistate sute de noi cazuri. Experții se așteaptă și la un cel de-al doilea val de infectări în toamnă, astfel încât perioada de început a anului viitor este cât se poate de problematică. Motiv pentru care s-au impus noi reguli la Academia de Film. De curând, tot pe fondul pandemiei, Academia a anunțat o serie de modificări importante în lista regulilor de eligibilitate a filmelor, pentru a fi luate în considerare de către comisia care stabilește nominalizările. Filmele nu vor mai trebui să ruleze o săptămână în cinematografele din Los Angeles, așa cum se făcea până acum. Va fi suficient ca filmul în discuție să fie pus la dispoziție pentru membrii Academiei prin serviciul său de streaming intern, Academy Screening Room, cu cel puțin 60 de zile înainte de lansarea pe platformele publice precum Netflix sau VOD. La recenta ediție a galei Oscar, publicul a avut parte de o apariție surpriză și o premieră. Un artist ce nu fusese anunțat de către organizatori a urcat pe scenă și a stârnit confuzie, mirare, dar și încântare în rândul audienței. Ediția de pe 10 februarie 2020 a marcat și o premieră în materie de câștigători. Filmul Parasite, obținând un Oscar într-o categorie în care niciun film străin nu se mai remarcase până acum. Dacă îți plac postările noastre, nu uita să te abonezi pe canalul nostru de YouTube, să dai like și follow pentru viitoare notificări sau, de ce nu, să vizionezi ceea ce este deja postat. Vă mulțumim!